parcările, suntem în plin proces de inventariere pentru că vrem să începem să le atribuim pe procedura de atribuire. Cetățeni care au locuri de parcare, li se prelungește automat. E o chestiune permanentă în care dumneavoastră nici măcar nu trebuie să mai veniți la primărie. Pentru că noi verificăm în bazele de date să ne asigurăm că sunteți în regulă din perspectiva faptului că aveți domiciliu în continuare în sectorul 3, mașina trebuie să fie înmatriculată în sectorul 3, mașina trebuie să aibă RCA și ITP, da? Și taxele să fie achitate la zi. Astea sunt criteriile pe care trebuie să le respectați. Cei care n-au reușit să-și plătească la timp taxele și e riscul să piardă locul de parcare, tot săptămâna viitoare introducem un amendament conform căruia o să derogăm până la sfârșitul lunii august termenul de plată pentru acest an, începând cu anul viitor conform legii la 31 martie.